Vreau să trecem direct la subiect. Vreau să reacționăm repede la această treabă cu Colo. Vreau să reacționăm. Nu am mai făcut-o până acum, cel puțin nu am mai făcut-o și n-am mai văzut niciun YouTuber să facă până acum. Vreau să las videoclipul să curgă, nu o să am nicio reacție, nu o să vorbesc în timpul videoclipului. O să fie videoclipul la subiect, o să fie nu prea lung și la sfârșit o să spun părerea mea personală, părerea mea sinceră, fără nicio reținere. Vreau să-i dăm direct, hai să trecem. Dar credeți-mă că femeile la 13-14 ani se fut cu aia. Deci la 15 ani vezi niște fete cu niște țâțe cu aia, să-mi bag pula cu aia. Adică alea știi ce scriu pe ele cu aia? Ce te uiți, te uiți la spatele lor și vezi că au atâtea goază și ce spune? Bagă-mi pula. Adică parcă așa văd, dar așa văd că parcă scriu pe tricoul lor, frate. Deci efectiv, deci n-ai cum să te abții să nu ne fuți, frate, efectiv. Credeți-mă pe cuvânt. Eu dacă nu eram în nicio relație cu nimeni, adică dacă nu eram împreună cu iubita mea de 5 ani de zile, vă spun sincer, cât de sincer posibil, futeam toate copilele de 15-16 ani. Credeți-mă pe cuvânt. Deci credeți-mă pe cuvânt. Au niște găoaze copilele astea coaie și niște țâțe de să-mi bag pula coaie. Adică la modul cât de crescute sunt, frate, ești nebun la cap, bă, zici că sunt pedofilule? Coaie, ce pedofil, frate, ești nebun la cap? Păi dacă vezi una de 15 ani, arată mai bine decât una de 30, ești nebun la cap. Adică dacă vine mama cu fiică, nu știu dacă o să o iei pe masă sau o să o iei pe fisa, coaie, ești nebun la cap? Sau pe amândouă, știi, gen, adică, pe bune, credeți-mă pe cuvânt, mi se pare că femeile din ziua de astăzi, frate, mi se pare că sunt prea exagerate, știi? Și acum la liceu, bă, pe vremea mea când eram la liceu, nici o fată nu umblau cu pantalonii scurți, adică să se vadă găoaza. Bă, băiatule, acum astea umblă, deci eu am văzut astăzi am văzut o fată, nu cred că era clasa a 11-a, nu știu dacă era, nu venea de la școală sau ceva, cred, dar vă spun să zic că avea vreo 16 ani. I-am văzut toată găoaza, sincer vă spun, mi-a plăcut. De ce să mănânc căcat? Da, aia merită violată, mâncați-și pulat. Adică la modul cu picioare în gură, cu din alea să o scuipi în gură, să-i zici, cine-i tăticul tău, să-i dai cu picioare, să-i dai cu palme, să-ți ții cu capul de pereți, să-i pune așa piciorul pe față cu aia, eu am niște de-astea, eu am niște feticiuri mai ciudate și gen. Adică aia se vedea că îi place șarpii, înțelegi? Adică credeți-mă că astea nu trebuie iertate, știi, gen. Eu sunt într-o relație, iubesc femeia, credeți-mă pe cuvânt, dacă eu zic lucrurile astea, nu e ca și cum eu nu mi-aș iubi femeia sau mi-aș înșela femeia, înțelegi? Eu nu sunt de acord cu lucrurile astea niciodată în viața mea. Dar vorbesc pentru că sunt bărbat, înțelegi? Adică bărbații, eu mă uit după femei. Adică vă spun sincer, și Alexandra știe lucrul ăsta, știi că mă uit după alte femei, pula mea. Este normal să te uiți în pula mea, e ceva bărbătesc, da, e ochi în pula mea, nu e ca și cum aș fut-o pe aia dacă mă uit la ea în pula mea, știi? Mă uit și îmi place să văd ceva frumos. Bă, frate, dar pe bune că sunt foarte exagerate tipurile astea care au 15-16 pe ani și arată în halul ăsta, frate, de bine. Credeți-mă, pe vremea mea cu aia, când eram la liceu, pe aveam un fată, o fată care era șchioapă, o fată era chioară și o fată avea copil cu aia. Adică, ce pula mea să fuți cu aia? Și de mă aveam 3 fete în clasă și aia erau moarte, frate. Adică, pe bune, frate, acum la 15 ani există tot felul de femei, ești nebun, care sunt tanci, ești nebun, zici că sunt pe steroizi. Pe bune, frate, deci mi se pare ceva exagerat, frate, ești nebun. Adică, cred că se fuți femeile acum la 15 ani, nu știu că n-am. Bun, și am zis după ce vizionăm tot videoclipul, ne spune părerea sinceră, e adevărat. Cum au spus și alți vloggeri, nu e ok deloc ce a spus aici. Partea în care și-au spus fetișurile cu fetele astea mai micuțe, așa să le zicem, să nu spunem în alt fel, să pară mult mai ciudat, îi rău. Chiar nu e ok, frate, chiar nu e ok. Unii vloggeri zic că promovează, să zicem așa, între ghilimele, pedofilia. Nu știu, frate, m-am uitat la mai multe chestii, m-am uitat și la partea lui, la vlogul lui, când își cerea scuze. Deci, e normal să fi cerut, frate, scuze, o realizat omul ce-a făcut și nu. Cred că, nu știu, asta e doar părerea mea, cred că l-a luat valul, frate, l-a luat super valul, avea, cred, cum a spus și el, foarte multe persoane atunci pe stream și odată ce ai atâtea persoane pe stream, deja aproape, cred că, pot să-mi dau seama, nu știu cum, pot spune orice. Nu sunt de partea nimănui, nu sunt nici de partea lui să-l apăr, nu sunt nici de partea celor care sunt contra lui. Dar, frate, concluzia e că nu a spus, nu e ok ce a spus, e nasol rău de tot. Așa e, într-adevăr, minorele sunt foarte, foarte, foarte dezvoltate, sunt exagerat de dezvoltate și, nu, cum ați auzit și cum au zis, cu blugi scurți, cu alea, e clar că și minorele nu sunt cum ar trebui să fie, mă refer la normalitate, adică
Fraților, vă aștept și vouă părerea în comentarii, nu știu. Nu vă cer niciun like, nu vă cer nimic, doar vă cer să vă spuneți și mie părerea voastră în comentarii, să văd cum stă treaba, să vă văd și opinia voastră, să vă văd și punctul vostru de vedere. Eu am fost Rusty, fraților, și ne vedem la următorul videoclip.